Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft Survival. Da, hai să continuăm aici, am vrut să sunt eu, să un pic stau lumina mai tare la joc. Ca să vedem și noi ceva când vine noaptea. Deci, mama să aici ultimată. Permiteți-mi dau și o ceancurile un pic mai mari, deoarece nu se vede nimic. Perfect, așa e mai bine. Deci, jucăm Minecraft ca de obicei. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe să vă abonați la canal. Și, na, hai să vedem, să continuăm. Deci, aici colectăm copăcei aceștia. Și avem niște copăcei. O să mergem să-i plantăm, deoarece casa noastră tot din copaci am făcut-o și o să rămânem fără copaci, ceea ce nu e foarte, foarte bine. Așa că o să-i colectez pe toți. O să-i plantez pe toți, pardon. Pardon. Cam așa arată aici. Deci nu avem mâncare, sunt foarte nasol cu mâncarea. Așa că o să mergem în căutare de hrană. Acolo avem o pădure unde nu e zăpadă, din câte văd. Și cam atât. O să mergem să joc și off-camera ca să pot face rost de mâncare și alte chestii. Deci, hai să ne facem rost de un furnes, așa că am făcut și tot târnă copilul ăsta. Episodul acesta vom mina mai mult, deoarece care trebuie o mină. Uitați aici. Ne trebuie să facem o mină foarte adâncă. Așa că haideți să mergem. Nu vom rămâne fără lumină, deci asta o să punem torță mai încolo, când o să ajungem jos de tot. Deci deocamdată n-avem nevoie de torță. Așa, hai să vedem. Deja nu mai văd absolut nimic, dar nu mă deranjează. Uite aici niște cărbune. O să punem torța aici, unde o să luăm cărbunele. Foarte frumos. Așa. Frumos, frumos. Da, cam așa. Mamă, dar o să strică mina urât aici, pentru că e pus aiurea cărbunele astea și adică n-am găsit cea mai bună poziție asta, adică s-o genera prost aici și uitați, deja am stricat toată mina. De unele dăți îmi punea drept, adică minam drept și planta aici, uitați cum mi-l-a pus de prost. Dar fix asta gata, am 23, facem niște torțe frumoșele, opa. Și chiar o să mai fac niște torțe, asta doar mi-e de timp să mai fac niște torțe. Din 8. N-ai 43 de torțe. Fix ceea ce aveam eu nevoie acum. Torțe. Chiar apreciez că am reușit să fac rost de atâtea torțe. Așa. Păcat că nu avem vaci. O să caut off-camera și o să fac un rost de mâncare foarte multă. Deoarece chiar aveam nevoie de mâncare și când filmez nu o să prea reușesc. Statistic, s-am jucat 13 minute pe această mapă. Wow! Ce frumos! Tot dau în arteria ca să reloading all chunks. Dar tot merge un pic în lag filmarea. Merge în lag filmarea, asta mă deranjează foarte tare. Aoleo! Nu, 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 nu! Ajutor! Poate să tragă mine! Perfect. Aici nu cred că o să vină naiba noare. Nu e atât de deștept el să vină aici. Ia, permiteți-mi un pic să-l văd unde e. Nu știu unde e. O să pun deocamdată dirt în geam ca să fiu sigur că nu o să ajungă la mine. Și acum putem să aici. Da, m-am speriat un pic, uitați ce câtă viață aveam și asta e foarte grav. Oricum am torțe și nu e nicio problemă. O, uitați aici. Perfect. Uitați-l, uitați-l, uitați-l. Uai, ce bine că m-a ratat. Uai, ce bine că m-a ratat. Uai, deci dacă nu mă rata și mă lua, eram mort. Acum eu vreau să ajungem acolo.
printr-un tunel magic, care nu prea văd de ce e magic, dar da. Să zicem că e magic, ok? Să zicem că e magic. Aici vreau să ajungem. Nici măcar nu vreau să-l fac din lemn, pentru că e un, ca un fel de peșteră să facem aici. Peștera. Și o să pun o torță. Și așa, ceva de genul să fie. Că vreau să-mi conectez casa la mină, că mine e printre cele mai importante chestii. Și aici vreau să văd cam cât de lumină e afară și sau cât de întuneric e. Deci, facem un furnace, am făcut deja. Îl punem aici, cărbunii. Și deocamdată, cum nu avem nicio mâncare, niciun fel de mâncare, o să mergem în mină. Și la fel că o să se descarce viața până la jumătate de inimă. Dacă facem cea mai mică greșeală, o să fim morți. O să încerc off-camera să fac rost de mâncare, dar deocamdată nu putem. Off-camera o să fac rost de mâncare, pentru că acum nici nu pot să ies din casă și până o să ies eu, deja cred că o să fie sfârșitul episodului. Că v-am zis să fie o episod de 10 minute, că na. O să mergem în jos la stratul 2 sau 3. Suntem la stratul 50-41, perfect. Ăla este stratul, ca să fiu, dar n-am mai jucat de mult Minecraft, nu mai știu în care e stratul. Ăla e. Am dat și de iron foarte frumos. Hai să spargem ironul ăsta, sper să fie mult. Oh, nice. Oh my god, wow, uitați cât iron, fraților. Șapte iron, perfect. Foarte, foarte bine. Așa. Ah, ok, rip. Trânăcop. Haideți să mergem să luăm alt trânăcop, adică să facem alt. Nu mai fac acum alt mină. Ah, uitați. Nu altă mină, alt crafting table. Nu mai fac acum, nu mai am chef. Ah, și că tot venim vorba, vreau să văd cam dacă s-a făcut lumina afară. Și eu zic că s-a făcut lumina afară. Nu s-a făcut încă lumina? Nu zice și cât e timpul? Apare nu zice. Ce vreau să fac? Ah, un pickaxe. Am auzit un paianj în ceea ce nu e bine. Și o să fac mai multe pickaxe-uri. 3. Nu văd nimic deocamdată, dar sper să nici nu văd. Așa, o să distrug de sus ca să fiu sigur că nu. Și știți ce mai vreau să fac? Un megaturn. Oh, salut! Vreau să fac un megaturn în care să locuiesc și să stau gen la ca un fel de bloc la etajul 10 și să fie și turnul de veche și o să pun și niște torțe în caz de îmi pierd casa, să văd acolo ceva. O să, o să vedeți ce o să fac și o să fie chiar super cool. Și sincer, aș apuca chiar din episodul ăsta să fac, pentru că vreau să-l fac din casă, adică să pornească din casă acel turn, dar am nevoie de mult lemn. Și cum nu prea am lemn, adică și de cobblestone am și dat și de lemn și cobblestone parcă mai mult aș avea nevoie, deci o să minăm un episod ăsta și vedem off-camera, o să mă duc după mâncare, după cum am bine zis și ce zic prima dată aia rămâne. O să mă duc după mâncare, deoarece e aici cea mai importantă, în momentul de față. Așa, chiar nu știu ce să fac, dar în momentul de față e cea mai importantă mâncarea, așa că, da. Perfect. Aș mina până mi se duce târnăcopul de tot, dar habar nu am. Cred că aș mina până mi se duce târnăcopul de tot, pentru că deja nici nu mai am
Viață am tot, deci... Da, cred că atâta a fost cu minatul. Bă, cred că, fraților, o să facem și pe episodul următor, o să lăsăm și pe episodul următor. Deocamdată eu o să închei episodul aici, fraților, sper că v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe și voi la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!